Sibiul este unul dintre cele mai dinamice orașe ale României contemporane. Situat în centrul țării, Sibiul a devenit cunoscut în întreaga lume după ce, în 2007, a devenit primul oraș românesc desemnat capitală culturală europeană. Efervescența culturală este legată de istoria educației la Sibiu, o istorie veche de mai bine de 600 de ani. În această istorie își regăsește originile și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cea mai importantă instituție de învățământ superior din zonă. Peste 20.000 de studenți urmează anual cursurile ULBS. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o instituție de prestigiu în peisajul academic românesc. Universitățile, în general, trăiesc și cresc prin ideile cadrelor didactice și ale studenților. În centrul activității instructive educative se află studenții. Pentru asta e nevoie de a-i avea aproape pe studenți și de aceea cadrele didactice din universitate acordă o deosebită atenție modului în care nu numai transmitem studenților cunoștințe, dar mai ales competențe, o atenție deosebită acordând formării viitorilor specialiști pentru viața reală din companii, din administrația locală, din mediul de afaceri în general. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu funcționează în actuala formulă din martie 1990, istoria devenirii acesteia fiind extrem de încărcată. În scurt timp, ULBS a ajuns să numere nomenclatorul programelor de studiu peste 100 de programe de licență și mai bine de 120 de programe de studiu de master acreditate. Toate acestea sunt accesibile studenților în cadrul celor 9 facultăți ale ULBS. Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice. Noi am dorit să creăm un brand numit Universitate Lucian Blaga din Sibiu, care se bazează în primul rând pe programe noi de studii și în această direcție trebuie să menționez programe de studii care au fost create pentru prima dată în învățământul superior din România. Este vorba de programul de nursing, asistență medicală cu studii superioare, poliția comunitară, conservarea patrimoniului, putem să discutăm despre managementul cultural, putem să vorbim în continuare despre ingineria transporturilor și trafic, putem vorbi despre exploatarea și transportul gazelor naturale, putem vorbi despre chineză, engleză, putem vorbi despre studii de securitate. După cum vedeți, noi nu am încercat să copiem alte universități, ci am încercat să dezvoltăm acel know-how al universității de să ne personalizăm. 33 de centre de cercetare, dintre care 5 acreditate la nivel național, peste 100 de granturi în valoare de 6 milioane de euro câștigate în ultimii 4 ani, peste 200 de articole cotate ISI publicate în fiecare an și peste 300 de manifestări științifice organizate anual sunt câteva dintre rezultatele ULBS, o universitate care în ultimii ani a adoptat o solidă politică de internaționalizare. Institutul Confucius, primul din România, înființat aici în 2007, sau Catedra UNESCO, unica de acest profil din Uniunea Europeană, sunt doar două exemple de inovații în domeniul internaționalizării Universității Sibiene. Vizibilitatea mondială a ULBS a determinat pe mai bine de 400 de studenți din peste 40 de țări ale lumii să vină și să studieze la Sibiu. Sibiu? I heard about Sibiu before from my friends. They've been here last year. So I've got some view of Sibiu. I think it's a really good one. There are a lot of faculties, I think all kind of you want. And my is a faculty of journalism. I'm studying the advertising and brand, so something different than my studies normal in Poland, but I think it will be helpful then in my life. They're really nice and really helpful. They're all speaking in English, so that's a good point. And yes, well, I was really surprised that they are so nice to me, and I don't have any problems with studying here.
right now. I think it's really great. I'm really happy that I chose Romania and Sibiu and came here because I got a really lot of fun here. Studenții care se perfecționează în cadrul ULBS sunt și beneficiarii finali ai numeroaselor investiții de mare anvergură făcute recent. Practic, în ultimii ani, patrimoniul ULBS a crescut de două ori, de la cămine noi sau laboratoare extrem de bine dotate până la cel mai modern sediu de bibliotecă din țară, ce numără peste 700.000 de unități documentare alături de alte 14.000 de volume periodice și o bază de date ce cuprinde reviste electronice full text, toate la dispoziția întregii lumi academice și nu numai. Datorită sistemului informatic integrat cu stații de auto-împrumut și auto-restituire, Biblioteca Centrală a ULBS este deschisă 24 de ore pe zi. Biblioteca Universității Lucian Blaga din Sibiu, prin spațiu spectaculos și deosebit și modern pe care îl oferă, din luna mai 2009, reprezintă un etalon în România din cauza faptului că sistemul informatic integrat pe care îl folosește este cel mai modern din țară. Biblioteca folosește sintagma economisește timpul consumatorului de informație. Echipele de studenți ale Facultății de Inginerie a ULBS au câștigat ultimele 6 ediții ale concursului național de roboți. Robot X este primul și cel mai mare concurs de roboți autonom din România. Înființat în 2006, acesta a atras de-a lungul anilor echipe din întreaga țară. Ajuns la cea de-a 7-a ediție, concursul Robot X atrage echipe din centrele universitare București, Brașov, Oradea, Timișoara, Sibiu și Iași, iar studenții sibieni au reprezentat cu succes România la ultimele ediții ale concursului european de roboți, Eurobot. Da, am intrat în proiect împreună cu colegii mei pentru că suntem niște fir orientate mai mult spre partea practică a lucrurilor și am dorit să facem mai mult decât se face la facultate, să putem efectiv să avem o aplicație în ceea ce facem, pentru că asta este și scopul pentru care facem facultatea. Și ne-am gândit că un robot este ocazia perfectă pentru a putea să învățăm efectiv cum se poate face un proiect de la cap la coadă și problemele cu care ne confruntăm într-un cadru supravegheat la facultate și... Unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru din lume a pornit dintr-o activitate studențească aici, la Sibiu. A trecut mult timp din primăvara anului 1994 când a început la Sibiu Festival de Teatru Tânăr Profesionist. Între timp, denumirea lui s-a schimbat în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și este acum unul dintre cele mai importante evenimente de gen din lume. Specializările Departamentului de Artă Teatrală vin să pregătească viitorul, artiști și critici. Am venit la Sibiu în primul rând pentru profesorii care sunt aici și în al doilea rând pentru Festivalul Internațional de Teatru. Este al treilea din lume și acest lucru spune foarte mult despre acest oraș, în primul și în primul rând. Consider că ai suficient avantaje ca să fii student la această facultate. Faptul că se fac foarte multe workshop-uri și turnee nouă ne ajută în dezvoltarea caracterului artistic. Și orașul este minunat. Atmosfera, tot timpul este petrecere aici. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu oferă studenților săi 1950 de locuri de cazare în cele 5 cămine aflate în proprietatea universității și în cele 3 cămine aflate în administrare. Tarifele în cămin încep de la 180 de lei și ajung până la 800 de lei în ultimele cămine construite. Căminul de 4 stele al ULBS este Academica, acolo unde au fost amenajate 30 de garsoniere și 5 apartamente, toate dotate cu tot ce este necesar. Zilnic, între 1500 și 2000 de studenți beneficiază de serviciile celor două cantine și 4 cafetării din administrarea ULBS. Suntem preocupați de calitatea condițiilor de cazare și masă oferite studenților universității noastre. În acest sens, în fiecare an facem eforturi deosebite pentru a crește calitatea acestor servicii. Majoritatea cămilor noastre cred că pot primi 4 stele și cantinele la fel pot primi 4 stele, deci mai e loc. Clubul sportiv universitar Sibiu, echipa de basket a ULBS, dar și a orașului, este de două ori campioană națională și în jurul ei se construiește viața sportivă a Sibiului. Studenții nu se lasă nici ei mai pe jos, iar echipa studenților Universității Lucian Blaga a câștigat în 2012 locul 2 la finala campionatului național universitar. De ce are nevoie un tânăr pentru a se implica mai mult într-un sport? Răspunde capitanul echipei studenților, Bogdan Păcaru.
nu știu, trebuie să simtă în primul rând plăcerea de a juca într-o echipă, de a simți pe cel de lângă el, să-și dea viața pentru fiecare componentă a echipei, nu știu ce să zic. Eu l-aș invita cu mare plăcere la un meci de basket, să vadă atmosfera de aici și nu neapărat basket, orice sport e foarte sănătos și foarte binevenit. Pentru mine e onoare să fiu în teren cu asemenea colegi și mai ales prieteni de mici, e un lucru senzațional. A fost o zi de antrenament, o zi de distracție, o zi de studiu. Pentru Soare, această zi a fost doar o rotație în jurul Pământului. Pentru Sibiul universitar a mai fost un pas spre a deveni un concept complet. În câteva ore, soarele va răsări din nou și pornim din nou la drum.